Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Politica la Răscruce. Spuneam săptămâna trecută că a venit vara, susțin că a venit vara, poate ne ascultă și timpul de afară, de aceea am spus să facem o emisiune specială în această seară și să vă prezentăm detalii, să vă prezentăm informații despre o comună frumoasă, un colț de rai, aș spune eu, este vorba de comuna Vulcan. Cum se face frumos afară, mergeți la Vulcan, vă puteți răcori acolo și cu siguranță aveți și ce vedea și să petreceți o după masă sau o seară plăcută în mijlocul naturii. L-am invitat pe primarul comunei Vulcan, Gheorghe Călburean. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Nu v-ați săturat atâta ploaie? Cam multă, e adevărat. Dar ne-am obișnuit în ultimii ani așa să avem vară mai scurtă. Da, lasă că vine și vremea frumoasă și o să vină și turiști pe la dumneavoastră. Domnule primar, haideți să povestim puțin de ceea ce înseamnă Comuna Vulcan în 2017. Bugetele, deși cu întârziere, s-au votat. V-ați creionat și dumneavoastră cam principalii pași pe care veți merge în acest an. Înainte însă, aș vrea să vă întreb cam cum a fost anul trecut pentru Comuna Vulcan. A fost un an destul de bun, zic eu. Am reușit să concretizăm câteva proiecte, să le ducem spre finalizare, și anume canalul, care este aproape gata. Anul ăsta sper că la sfârșitul lunii august să fie funcțional. E vorba de canalizare. De canalizarea în comună. Am avut finalizat proiectul de pe Căminul Cultural, un centru comunitar, unde zic eu că este o activitate destul de serioasă. Practic, ce înseamnă un centru comunitar? Unde se pot desfășura tot felul de activități sociale, activități de cultură, activități sportive chiar. Și cel mai mult s-a dezvoltat pe cercuri care privesc în primul rând copiii de la școală. Și avem cerc de dansuri populare, cercul de fanfară, cerc de karate, cerc de chitară, cerc de dansuri sportive sau dansuri artistice. Pentru locuitori din Vulcan. Pentru locuitori, dar în special pentru se adresează tinerilor și copiilor. Și mai, de pictură pe sticlă, unde avem chiar niște realizări deosebite, sunt copii de la școală foarte talentați. Avem și calculatoare, deci este un loc unde bine amenajat, unde se pot desfășura aceste activități foarte bine, în condiții foarte optime, și bineînțeles că ajută foarte mult în dezvoltarea tinerilor pe care să-i pregătim plus să le ia locul. Da, plus la păstrarea tradițiilor, pentru că absolut, sigur, mare lucru ca în ziua de azi. Astea s-au mai păstrat, mai există încă, sigur, colindătorii care se organizează în fiecare an la de sărbătorile de Crăciun, cu, bineînțeles, cu straie de populare. Populare, da. Da. Deci, aș zic că anul trecut s-au făcut ceva realizări, sigur, s-au mai asfaltat niște drumuri, sau mici îmbunătățiri. O spuneți deci, așa, buget... modest, s-au mai asfaltat niște drumuri. Da. Asta înseamnă muncă, înseamnă da. Cheltuială, înseamnă... Sigur, da, pentru că mai sunt multe de făcut și nu le putem face decât în limita bugetului. Așa este. Fiind o comună retrasă față de oraș, unde nu avem activități economice, sigur că veniturile sunt foarte mici, care vin numai din veniturile statului și din ce reușim la bugetul local. De la bugetul local, iar toate investițiile majore le-am reușit să le facem prin proiecte. Ori proiecte guvernamentale, ori proiecte prin fonduri europene. Bun, ceea ce nu-i puțin lucru și până la urmă reprezintă da, gură da, de oxigen. Și... Absolut, sigur. Astea două, de fapt, canalul și cu centrul comunitar au fost făcute prin proiecte din fonduri. Asta vreau să vă întreb, de canalizare, pentru că o canalizare, cine nu vorbesc pentru telespectatorii care nu știu, înseamnă cheltuieli de milioane de dolari pentru pentru o comună. Da, deci... noi am reușit să realizăm această lucrare, care 99% este gata, mai avem câteva lucrări de făcut, și anume o subtraversare peste pârâul Bârsa, care urmează să-l facem acum în luna iulie, și bineînțeles că după aceea să facem inaugurarea și să-i dăm drumul, pentru că ea se va duce spre Codea și punctul final va fi Feldioara. Deci Feldioara, deja stația de la Feldioara funcționează, deci se poate... Stația de epurare de acolo, sigur că da. Deci noi nu ne rămâne decât să... Mai avem o problemă destul de grea, că apa și canalul este
organizat la noi pe bază, din, cu Consiliul Local și anume prin primărie. N-am externalizat această operațiune pentru că externalizând-o costurile sunt mult mai mari pentru populație. Deci eu am făcut împreună cu Consiliul, mă rog, nu eu le-am făcut personal, mai multe lucrări, ceea ce înseamnă apa. Am făcut și niște puțuri noi de apă. Da. Pentru că pe lângă Comuna Vulcan mai avem și Mina 1 Mai, care este o localitate cu aproape 700-800 de locuitori și acolo sunt anumite probleme. Și acum, odată ce se va inaugura, veți rămâne tot, Consiliul Local va rămâne să administreze sau veți cu compania Padeș transfera? Noi ne-am exprimat părerea să o exploatăm printr-o firmă care să înființeze pe baza Consiliului Local, pentru că sunt convins că costurile vor fi cel puțin la jumătate față dacă am trece la compania APA. Da. Dar aici sunt niște probleme pentru că nu avem contorizarea și aici ar trebui, dacă populația înțelege și ne dă tot concursul și chiar îi rog să fie alături de noi, da, pentru că este foarte important ca să-și poată pune fiecare contor, pentru că aceste contoare au existat acum vreo 30-40 de ani, deci localitatea noastră are apă de 100 de ani. Deci nu este o noutate. Dar fără o contorizare, pentru că în momentul în care evacuezi apele uzate, trebuie să automat să faci legătura cu apele pe care le folosești. Și dacă nu există o contorizare și mergând la paușal, nu se poate realiza nici taxe corecte, nici plata corectă, și plus că nu poți să ai controlul asupra apei și asupra tot. Mai ales că apa este o problemă serioasă. Da, exact. Deocamdată la noi există și avem apă foarte bună. Chiar foarte bună, foarte potabilă. Mai sunt lucruri de făcut, sperăm să le facem și le facem cu siguranță, dar trebuie să am și concurs populației pentru ca a fi alături de noi și de mine, în primul rând, pentru a putea ca să controlizăm apa, mă repet, și să avem un control absolut la ceea ce intră, la ceea ce iese, în vederea facturării corecte pentru fiecare familie, pentru că altfel, dacă nu există un consum bine stabilit, nici n-ai cum să faci facturarea. Paușalul, da, paușalul nu funcționează. La paușal se lasă robinetele deschise, curg. Și interesul locuitorilor este absolut la sigur, da. Sunt zone și prețurile sunt ținute în frâu. Categorii, categorii vor fi la jumătatea prețului de compania APA. Și foarte, foarte important lucrul ăsta, că totuși costurile sunt mari. Iar într-o localitate unde sunt mai mulți oameni în vârstă, bunici, părinți, exact, adică nu au venituri destul de mari și atunci orice leu pe care poți să-l economisești contează pentru fiecare. Așa este. Sigur, noi am rămas totuși o localitate agrară, așa, din punctul ăsta de vedere, considerat, pentru că industria este foarte puțină, câteva ateliere de prelucrare a lemnului sau, mă rog, care ar fi ceva mici activități, da, industriale, în rest suntem pe agricultură. E o zonă foarte bună pentru agricultură, cel puțin acum câmpurile arată extraordinar, e o plăcere să te plimbi cu mașina, să te uiți la culturi. Deci vremea până la urmă ținut cu agricultorii. Din punctul ăsta de vedere, da, pentru agricultură cred că a fost ideală, deci a plouat la timp, poate un pic mai mult acum, dar pentru pământ și pentru, da, plante a fost extraordinar. Arată extra, tare frumoasă, deci îți încântă ochiul să privești câmpul, mai ales dacă te urci spre Holba, spre deal acolo și privești localitatea, e chiar foarte frumos. Deci oameni harnici dați pământ, da, noastră, da, de agricultură. V-aș întreba puțin și de titlurile de proprietate, cam cum stați, pentru că e esențial ca oamenii să fie proprietari. E vorba și de subvenții până la urmă să poată să... La titlul de proprietate... Și de accesare de fonduri până la urmă. Absolut, dacă... da. La titlul de proprietate eu zic că stăm foarte bine. Deci mai am, cred că, 7 sau 8 titluri de eliberat. Deci 99%. Nu, nu, le facem anul ăsta, sperăm. Am întâmpinat niște greutăți din cauza parcelelor, deci pentru ca să eliberăm titlurile acum, este absolut necesar ca parcelarea să fie făcută în stereo 70. Și aici sunt niște greutăți la anumite parcele, pentru că mulți au vândut, s-au creat niște, nu s-au respectat în tocmai anumite poziții și de aici sunt cetățeni care nu sunt de găsit, au plecat prin străinătate, da, și trebuie să dea anumite declarații pentru rectificări, pentru corectări și
chestia asta este foarte greoaie, dar nu mai avem foarte mult. Deci suntem, cazurile suntem fericite cu, da, da, cu da, da, deci nu, 90, comune unde situația 8, e tragică, sigur, da. Da, deci la noi suntem fruntași pe județ, totdeauna suntem lăudați, dar eu nu sunt mulțumit pentru că pentru ea 7-8 care îi mai am, da, să liberez titlurile, sunt obsedat de chestia asta și sper să o rezolv. Sperăm să o rezolvăm, cu siguranță o rezolvăm. Ați spus noastră de 1 mai. Cum arată satul? Nu mai arată frumos acum, s-a dezvoltat destul pe de mult. Pe vremuri era o mină acolo? Sau... Da, a fost o mină de cărbune aparținând unui austriac țel, care a funcționat până la război privat, iar după aceea a trecut la întreprinderea carboniferă, uh-huh, și a mai funcționat până în anii 60. Deci eu n-am apucat-o, n-am văzut-o, da, știu doar galeriile, le văd de afară, n-am intrat niciodată acolo, oricum era o mină care exploata cărbune de cam de la 100 de metri adâncime, erau puțuri de coborâre în adâncime și astea se duceau în special spre zona Holbavului. Mina Onomai este limitrof și comuna asta limitrofă cu satul Holbav. Așa. Și a rămas comunitatea. Și a rămas comunitatea, care... sigur, o comunitate provenită din anii 1900, când 1900, când, da, au început lucrările pe acolo și sigur de cu diverse naționalități, dar acum e o zonă liniștită și sunt mulți investitori care și-au cumpărat terenul și și-au construit căsuțe de vacanță, căsuțe de locuit. Nu, ceea ce nu e rău. Nu, nu, este o zonă plăcută, liniștită, fără poluare. Foarte, deci, frumos. Din punctul ăsta de vedere e chiar frumos. Aș vrea să vorbim puțin de anul 2017 pentru comuna pe care dumneavoastră o conduceți. Cu banii, am înțeles, niciodată nu sunt suficienți. Cu câți avem, sperăm să... Da. Deci acum avem pe rol un proiect pentru modernizarea căminului cultural, partea a doua căminului cultural. Căminul cultural Vulcan. Vulcan, da. Și anume asta constă în cumpărarea și sau achiziționarea de echipamente pentru fanfară și am mai precis instrumente muzicale. Da. Avem o fanfară renumită care, după cum bine știți, participă și pe la Brașov și pe la alte localități. Este solicitată la diverse evenimente frumoase și mai puțin plăcute și la mormântări și la evenimente plăcute, dar sigur că da. Și proiectul a fost aprobat, urmează ca să-l semnez la Alba Iulia, sper în luna următoare, și până la toamnă să-l finalizăm, asta însemnând ca să aduc instrumente noi la membrii fanfarei, să dotez echipa de dansuri, cercul de dansuri cu costume naționale și, bineînțeles, și sala cu sistem audio și de proiecție, plus scaune și sala mare a căminului, care și ea este, arată foarte frumos și eu zic că este una dintre cele mai frumoase săli din județul nostru, dacă nu și vom veni și vom filma și acolo să arătăm telespectatorilor. Cu siguranță. Ăsta ar fi un proiect care este aprobat și se derulează. Am mai lansat ceva proiecte pe drumuri și bineînțeles că am transmis la PNDR-ul, la Ministerul Dezvoltării, o listă așa cu 7-8 proiecte, da, care le-am putea derula în următorii 4 ani. Asta acum depinzând de guvern. Dacă se aprobă sau nu se aprobă. Vedem. Iar în continuare, deci derulăm lucrări. Am început să facem trotuare și caldarâmuri și șanțuri dintr-o parte de anul trecut. Și eu sper ca încă în 3 ani de zile așa să reușim să facem toată comuna, deci, renovată, cu șanțurile făcute cu rigole, betonate, cu trotuarele asfaltate. Ele au fost în anii anteriori întreținute, reparate, dar acum deci am reușit să fac două străzi, strada laterală, strada Holbavului, 1 mai, deci un cartier. Deci o parte a satului, că am început dintr-o parte și vreau să continui așa, să ajung până la partea cealaltă. Și funcție și de fondurile care le primim, funcție de proiectele. Pe asta avem, 3 ani terminați cam tot în comună. Canalizare, asfalt, canalizarea, ce mai faceți după aia? Canalizarea, sunt multe. Sunt multe de făcut. Canalizarea se termină anul ăsta cu siguranță și va fi funcțională, categoric.
Iar trotuarele astea sper ca în 3 ani de zile să fie. Am depus un proiect iară pentru o ocolitoare a localității care să lege drumul ce duce spre Zărnești, cu da. Drumul de la Codlea, de fapt DG112A și B. Și atunci am reușit să ocolim satul, că e foarte important, pentru că acum se circulă cu mașini de mare tonaj, de 50 de tone, și vă dați seama că chiar dacă se merge încet cu ele, totuși se creează vibrații la case. Da, păi tot ce vine din DN1, din Codlea, până da. DN73, pe acolo. Da, da, și atunci... Chiar și din DN13, că vin și de pe Hâlchiu. Și de pe Hâlchiu, da, Hâlchiu, da. Hâlchiu, Codlea, Hâlchiu, Codlea și, da, și tot Vâlcanul. Zărneștiu și leagă Câmpul Lungu. Da. Da, deci asta ar fi o problemă destul de importantă, dacă reușim să o concretizăm. Și eu am demarat deja măsurătorile, am demarat proiectarea acestui drum. Deci urmând ca să aștept o măsură care se va lansa probabil pe proiectele da. Astea de fonduri europene, ca să pot să o implementez și să putem să începem lucrările acolo. Bineînțeles că voi mai continua cu partea de asfaltare la anumite străduțe care nu sunt asfaltate și totodată vreau să mai dezvolt încă zona turistică care se află în partea de nord-vest a localității, vecină cu Zărneștiu, unde acolo o să avem și 3 lacuri care astăzi nu sunt puse în valoare așa cum ar trebui ele, tot datorită faptului că drumurile nu sunt da. Adecvate. Acolo avem niște drumuri forestiere care foarte greu reușim să le trecem pe drumuri comunale. Sunt niște probleme din astea de relație între prefectură, guvern și primărie. Până la urmă trebuie să rezolve. Care sunt lucruri, păcat, nu da, sunt da. Lucruri normale, nu sunt lucruri anormale, dar nu știu, lucrurile merg destul de greoi, deci trecerea aceasta. Și eu am în plan ca să mai realizez încă o legătură de la din fundul lacurilor, să ieșim în drumul spre Zărnești, să legăm, să ocolim complet localitatea și atunci zona respectivă va lua o dezvoltare. Au venit și ceva investitori care au construit, sunt aproape spre finalizare, cred că anul ăsta sau cel de anul viitor vor da în exploatare 3 pensiuni cu spa, cu... Da, frumos. Foarte frumos. Ce vorbeam la începutul emisiunii. Da, deci este o investiție destul de mare. Sunt niște tineri de la București care când au început acum vreo 3 ani au zis că într-un an de zile o termină, dar destul de greu pentru că e mult de lucru. Și zona e pitorească, e foarte frumoasă. Cine n-a fost acolo să meargă. Da, e o zonă frumoasă și dacă reușim... Intenționați să concesionați lacurile sau le administrați dumneavoastră? Deocamdată unul este concesionat, că așa l-am prins eu un concesionat, iar celelalte două aparțin de noi, de primărie, și sperăm să le amenajăm noi, să le folosim, să... Deci ele și acum pot fi folosite, bine, dar nu este o exploatare din asta intensivă pentru pescari. Da. Acolo trebuie să... Turismii. Te pricepi și să faci și lucrurile așa să funcționeze, adică să faci un pic de să vină și pescarii business. Profesioniști. Sigur că da, să fie un pic de business, așa că cei amatori turiștii de duminică. De duminică, exact. Da. Dar în momentul în care am reușit să facem această legătură de la lac spre drumul principal spre Zărnești, bineînțeles că asta va fi foarte aproape de ocolitoare, exact. Eu zic că zona va prinde planul un ritm mai rapid așa de dezvoltare. Planuri frumoase și nu pot decât să vă doresc succes. Oricum, în Vulcan, chiar vreau să vă întreb, se construiește, din câte am văzut când am trecut pe acolo. Da, da, da. Vin oamenii spre Vulcan. Acum, nu știu, construiesc localnicii sau chiar vin din Brașov, din alte zone? Special, eu am făcut o zonă cu 40-45 de case pentru tineri. Astea s-au... alocat doar tinerilor din comuna Vulcan și marea majoritate s-au construit, aproape gata cartierul, sigur că ăsta urmează să... La legea 310 sau cum era, nu mai știu... A fost, s-au acordat gratuit. Da, 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 pentru teren pentru tineri. Pentru teren pentru tineri, da. Când a gratuit loturile de folosință până la 500 de metri pătrați și acum sunt încă două puzuri care prind aripi. Acolo, dacă se dezvoltă zona respectivă, în cap cam 300 de case. Deci asta înseamnă încă 25% să se mărească... Și astea sunt investitori, până la urmă, nu? Acolo sunt investitori, și sunt și cei din Vulcan, dar apar și din alte localități limitrofe, din special de la Poiana Mărului, despre la Holba, și de la Brașov au venit destui
oameni care au început deja să construiască. Vă spuneam că toți sunt atrași în primul rând de zona aceasta frumoasă, pitorească și nepoluată. Așa este. Plus că mai avem încă 400 de hectare de pajiști care noi la noi s-au păstrat. Pe aceste pajiști, în 80%, deci avem numai crescătorii de animale din localitate. Este părerea mea că se tot bate, apropo, pentru produse bio. Deci, animalele care cresc și care mănâncă pe dealurile noastre, pe pășurile noastre, e bio 100%. Deci e 100%. Nu suntem încadrați. Și așa este. Cu documente specifice pentru a... Mai trebuie și producătorii să conștientizeze lucrul ăsta, să se asocieze eventual și să... Trebuie să știi să-ți vinzi marfa ca absolut, să... Absolut, ca să poate să registreze. Să trăiești și tu. Dar produsele noastre, cel puțin, și brânzeturile și, mă rog, animalele respective, carnea de vițel, de oaie, de miel, sunt absolut bio. Da. Cine are urechi de auzit, sunt absolut bio. Să audă și să caute în localitatea Vulcan. Nu au marcă. Bio. Nu au marcă că nu sunt oameni organizați și nu sunt înregistrați deocamdată, în sistem. Deocamdată, sigur. Dar produsul este 100% bio. Mă gândesc că odată și aceste lucrări mari de infrastructură finalizate, asfaltările, cum a spus dumneavoastră, canalizarea, cu siguranță și investitorii vor fi atrași mai mult decât au fost până acum. Și aici mai e o problemă, adică trebuie și poporul să înțeleagă că mai avem poate vreo 100 de crescători de animale individual, care ieșim cu vaca pe stradă. Nu o să mai poate practica mult. Cumva să se asocieze, sau cel puțin pe timpul verii să animalele să fie duse la pășune, să nu mai fie manipulate de la dimineața și seara să se ducă la pășune, să întoarcă la pășune. În primul rând că nu dau nici randament, pentru că sunt obosite să facă fiecare zi 2-4 km pe asfalt. Deci asta e și farmecul la comună, să vezi câte o vacă pe asfalt. Să fie o vacă pe asfalt. Deci părerea mea că ar trebui să înțeleagă și, bineînțeles, organizarea trebuie să vină de la fermier ca să poată să le acorde cetățenul acest avantaj. Și atunci nu mai trebuie să-l scoți vara pe... Și costisitor. Deci norocul este că mai sunt oameni în vârstă care sunt pasionați de animale, care pe lângă pensia care au, mai au un mic aport. Da, exact. Acolo și sunt obișnuiți să muncească, sunt obișnuiți, asta este a devenit o plăcere așa vieții, să ții un animal în curte și să-l îngrijești, dar cei tineri în niciun caz nu vor mai putea face acest lucru, pentru că în primul rând nu este avantajos. Așa este. Deci ocupă foarte mult timp și nu... Așa este. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă doresc succes în toate aceste lucruri de care ați vorbit dumneavoastră. Vor fi și ample lucrări în Vulcan. Vom mai veni și vara asta la dumneavoastră în comună. Da. Vom filma. Mai avem investiții care vom face și la școală. De exemplu, vrem să facem anul acesta încălzirea în școala generală. Deci este o lucrare destul de amplă și costisitoare și sper să o rezolvăm. Bun, și să ajungă banii, până la urmă, pentru toate astea. Da, absolut, sigur. Mai mulți fără bani nu poți să faci nimic. Și un buget mai bun la anul. Da. Vă mulțumesc și vă doresc spor la treabă și succes. Și o seară plăcută. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Vă reamintesc că am stat de vorbă cu primarul comunei Vulcan, Gheorghe Călburean. Mergeți la Vulcan, pescare ați auzit, sunt și lacuri acolo, aveți cu siguranță ce vedea și nu veți regreta. Pe data viitoare, toate cele bune și un weekend plăcut vă doresc.